Hei, salut! Imaginați-vă o întreagă rețea de mașini zburătoare care zboară la o înălțime de aproximativ 2000 de metri deasupra orașului nostru. Drumul dumneavoastră de dimineață ar fi mult mai diferit acolo. Puteți călători cu viteze mai mari și puteți ajunge aproape oriunde, foarte repede. Dar ce fel de legi ar trebui să punem în aplicare pentru a controla cerul? Cum am putea aplica aceste legi și cum am putea face față pericolului prăbușirilor de mașini de pe cer? Ideea mașinilor zburătoare a fost de când au fost fabricate primele mașini. Și cu majoritatea oamenilor care își imaginează că viitorul va include o formă de vehicul care zboară, parcă am acceptat că mașinile care zboară vor deveni realitate. Dar avem nevoie de ele? Companiile care le produc în prezent ar spune da, evident, pentru că ar fi mult mai ecologice decât automobilele noastre actuale care alimentează gazele. Dar alți oameni de știință spun că în realitate am fi doar să înlocuim o catastrofă de mediu cu alta. Acum, înainte de a ne îndepărta prea mult de impactul asupra mediului al mașinilor care zboară, să ne dăm seama dacă este chiar posibil să ne umplem cerul cu ele. Mai multe companii au produs deja modele de lucru, așa că știm că este posibil din punct de vedere fizic, dar transformarea lor într-o parte obișnuită a societății noastre ar fi mult mai complicată. Pentru început, există întrebarea cine va conduce? Am fi noi sau un fel de inteligență artificială? Potrivit revistei Aviation Safety, eroarea umană este cauza a 90% din accidentele de avion necomerciale. Acesta este unul dintre motivele pentru care mulți experți cred că mașinile care zboară ar trebui să fie autonome. Cu alte cuvinte, oamenii nu le-ar conduce. Studiile arată de asemenea că accidentele sunt mult mai probabile atunci când oamenii sunt la volanul mașinilor obișnuite pe care le avem acum. Și amintiți-vă că în aer, accidentele ar fi mult mai destructive. Nu numai că ar exista coliziuni cu viteză mult mai mare, dar ar exista și daunele colaterale ale epavelor care cad la sol sau se prăbușesc în clădirile din jur. Problemele normale ale mașinii pe care le întâmpinăm pe teren ar fi, de asemenea, mult mai problematice în aer. Dacă motorul tău se defectează sau se întâmplă să rămână fără gaz complet, poți să tragi în continuare pe marginea drumului. În cazul în care ar fi pe cer, ar trebui să aștepți 2000 de metri pentru o coliziune. Vremea rea ar deveni de asemenea o problemă mult mai mare în călătoriile aeriene, deoarece condiții precum vânturile puternice v-ar putea afecta mașina și chiar drumul spre destinația dorită. Poate că ar trebui să existe reguli pentru momentul în care un vehicul care zboară ar putea și nu poate fi folosit din cauza mamei natură. Și avem nevoie de poliție acolo pentru a aplica aceste reguli, împreună cu alte legi privind viteza și înălțimea permisă. Dar cum ar putea un polițist să tragă pe cineva pe dreapta în aer? Ok, atât de clar ar fi mult de făcut pentru a integra mașinile care zboară în societatea noastră, dar totul va fi pentru binele mediului, nu? Se estimează că un vehicul care zboară electric ar putea fi cu 35% mai eficient din punct de vedere energetic într-o călătorie de 100 de km în comparație cu o mașină pe gaz. Oricât de impresionant este, nu este de vârf ceea ce un vehicul electric este capabil să realizeze în prezent. În plus, deși eliminăm benzinele problematice necesare pentru mașinile convenționale, extragerea elementelor naturale necesare pentru bateriile reîncărcabile ale mașinilor noastre zburătoare ar fi la fel de rău. Așadar, poate că mașinile care zboară nu vor fi niciodată suficient de convenabile, dar asta nu înseamnă că ar trebui să încetăm să explorăm această tehnologie. Mulțumesc pentru vizionare și sper să revii și pe viitor!